România va trimite ajutoare medicale gratuite Ucrainei pe fondul conflictului din Donbas și a temerilor privind o posibilă invazie rusă. Aceasta va primi diclofenac și faringosept din România. Ajutorul umanitar a fost solicitat de autoritățile de la Kiev prin Mecanismul European de Protecție Civilă și prin Centrul Euroatlantic de Coordonare și Răspuns la Dezastre. Transportul produselor va fi asigurat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe cale rutieră cu mijloace auto din dotare. E bine să-i ajute, că și alții ne-au ajutat pe noi, nu? E bine să-i ajute și în Ucraina acolo, că sunt și ei năcăjiți. Ai văzut cum îi fugăresc? Când omul e la greu, trebuie să-l ajutăm. Deci considerați că e un lucru bun? Da, sigur, sigur că ajutăm. Trebuie să... Și noi am fost ajutați. Și totdeauna un om cu conștiință și chiar și cu credință face bine totdeauna. Chiar și vrăjmașul. Dacă... Noi trebuie să suntem un popor pașnic. Se aprobă acordarea asistenței internaționale cu titlul gratuit pentru Ucraina, constând în cantitățile de produse medicale prevăzute în anexă la prezenta hotărâre. Transportul cantităților de produse se asigură de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe cale rutieră, cu mijloace auto din dotare. Se arată într-o hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Alte voci spun că mai întâi ar trebui să ne rezolvăm noi problemele și după pe ale celor la alții. Noi ne rezolvăm treburile noastre. Stai, mă, Mihai, stai puțin, că te sună mai târziu. Să ne rezolvăm problemele noastre și până să ne ocupăm de ei. Noi nu suntem în stare să ne... Din român mai are puțin și... Nu? La doctor nu poți să te duci. Peste tot e vai și amar. Iar noi ne ocupăm de domnul președinte al nostru să plimbă vorba... Dânsul e în vacanță de 2 ani. Printre medicamentele care vor ajunge în Ucraina se numără Paduden Forte, diclofenac, faringosept, paracetamol și dezinfectant, dar și antibiotice precum Cefort, oxacilină, penicilină, amoxicilină,